Sunt Cristina și am urmat cursul de cooking la Dallas Go. Am simțit nevoia ca după serviciu să fac ceva ca să mă relaxez, să mă detașez și am considerat că participând la un curs așa interactiv este soluția cea mai bună pentru a-mi petrece așa sfârșitul de zi. Spectaculos! Mi s-a părut o rețetă în care s-a combinat tonul cu carnea de vită. Rețeta se numește Vitello Tonato. Patricia ne-a prezentat și nici nu mă așteptam ca să fie un gust care să îl poți accepta, peștele cu vita, dar a fost ceva extraordinar și chiar am făcut acea rețetă acasă. Patricia este veselă. A fost o adevărată relaxare să stăm alături de ea. Totul făceam împreună, la fel cum facem și cu Liviu, dar era ceva legat între a găti, a ajuta la prepararea mâncărurilor, dar și a ne destinde. Când l-am văzut pe Liviu și au început orele împreună cu el, l-am asociat cu Jamie Oliver. Zăpăcit, în bucătărie să fie nebunie, iar la sfârșit să iasă ceva spectaculos. Așteptam cu nerăbdare fiecare săptămână și acum am oarecare regret că se termină. Da, n-au fost emoții, ci cu drag am venit de fiecare dată. Să încerc lucruri noi și dorința de a învăța niște rețete mai speciale, să pot impresiona și pe cei dragi și de a mă relaxa. Și colegii, inclusiv senseiul, așa le spun, și Patricii și lui Liviu, au fost extraordinari. Cu drag, cu drag să vină oricine care dorește să se detașeze, să se relaxeze, să învețe ceva nou și inovativ, merită să vină. Eu cu drag mai vreau să mai fac un curs de cooking.